ce s-a întâmplat cu noi în ultima sută de ani și de ce ne-a fost teamă să sărbătorim cum se cuvine centenarul. Am greșit atunci când am crezut că unirea, odată realizată, va dăinui pentru totdeauna și nicio palmă de pământ românesc nu va fi smulsă din trupul țării. Am greșit când am acceptat, fără să ne împotrivim, ca sluci și trădători, puși cu sprijin străin în funcție de conducere, să ne dezbine și să ne învrăzdească. Am greșit atunci când am îngenunchiat prea des în fața mai marilor zilei și am crezut orbește în alianțe vremelnice și tratate efemere. Am greșit atunci când ne-am îndepărtat prea ușor de rădăcini, de credință, de tradiții și ne-am înlocuit cu modele de împrumut. Am greșit atunci când am confundat civilizația cu confortul. Am dat valoarea pe notorietate, adevărul pe propagandă cinică, realitatea pe iluzie, cunoștințele pe informații și firescul pe anormal. Am greșit atunci când am acceptat cu prea mare ușurință ca mârșav epigoni, politruci și mancurți să ocupe rafturile bibliotecilor noastre. Am greșit atunci când am tranzacționat resursele țării noastre cu aliați și parteneri strategici pe promisiuni, cărți motivaționale și mărgele de sticlă colorată. Am greșit atunci când am reformat învățământul românesc până când totul a devenit alternativ. De la legile fizice la adevărurile istorice, de la teoremele matematicii la hărțile geografice, de la formulele chimice și până la punctele cardinale. Am greșit atunci când ne-am rușinat de ceea ce am fost, de ceea ce suntem și ne-am prezentat tuturor ca fiind cetățeni europeni înainte de a fi români. Am greșit atunci când ne-am trădat principiile, neamul și familia, pentru avantaje meschine și speranțe deșarte, uitând că pentru a dăinui un popor are nevoie de demnitate și onoare, adevăr și dreptate, bunătate și bună înțelegere. Am greșit de prea multe ori și încă mai greșim. Dar am o rugăminte, o rugăciune la voi. Vă rog, din sufletul meu, nu vă mai alegeți conducători care nu-și iubesc țara și poporul. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la Ora de Știri, vă spune Dan Moșteanu. Da, foarte fain clipul acesta. Cred că a devenit viral în această perioadă pe net. Am zis să-l folosim și noi, cel puțin eu joia o să-l folosesc, la început și la sfârșitul, la începutul și sfârșitul emisiunii. Am greșit de prea multe ori, așa se spune în acest clip și, evident, să avem grijă ce ne alegem în fruntea țării. Oameni care să simtă românește, să trăiască românește și să fie ai românilor. Bun, suntem în plină campanie electorală, ceea ce este foarte bine. Peste câteva zile va fi primul tur al alegerilor prezidențiale. Avem o grămadă de candidați, care mai de care, eu știu, mai în frunte acolo, așa după cum ne arată sondajele. Vedem însă ce se va întâmpla pe data de 10 noiembrie la urne. Foarte important, foarte importantă perioada, foarte important este și va fi pentru următorii ani președintele României. Deci va trebui să alegeți cu mare înțelepciune și, din punctul meu de vedere, ar fi bine să iese la vot cât mai multă lume. Bun, noi încercăm prin emisiunea noastră să aducem în fața dumneavoastră realizările sau nerealizările unora, cauzele. Nu știm dacă sunt cele reale, dar important este că, sau important ar fi să fie realizări. Invitații mei din această seară sunt doi primari, primari de comune, care cred eu că au niște lucruri importante de transmis, lucruri de care se lovesc, probleme de care se lovesc, lucruri pe care le realizează, uneori cu ajutor, uneori dând din coate cum pot ei mai bine.
Și o să încep cu doamna Iuliana Iliescu, primar Comuna Prigoria. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Salut și telespectatorii care urmăresc postul dumneavoastră! Mulțumim! Și domnul Ion Dumitru Popescu, primar Comuna Drăguțești. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație! De foarte multe ori spun că îmi face mare plăcere și mi-este drag când vin în aceste studiouri ale dumneavoastră. Mulțumim tare mult, e bine. E bine că vă este drag, e bine că veniți de multe ori. Dacă veniți de multe ori, înseamnă că avem, eu știu, ce spune, avem am ce avut, povesti. Asta chiar am avut ce să povestim, chiar avem ce povesti și nu cred că povestea de la sat va muri vreodată. Păi niciodată. Niciodată. Povestea de la sat rămâne povestea de la sat. Asta a venit din o strămoși încoa. Bun. Eu și emisiunea de data trecută am avut un titlu, nu l-am mai pus acum. Avem o țară. Ce facem cu ea? Dumneavoastră reprezentați fiecare dintre dumneavoastră câte un partid. Domnul Nelu, dumneavoastră? Eu momentan mă îndrept spre un alt partid cu pași cât pot de repezi. Da. Nu mă mai regăsesc de foarte mult timp într-un partid cu oameni răutăcioși. Mi-e greu să spun acest lucru, dar să știți că la Gorj chiar am întâlnit câteva persoane care nu le pot numi persoane, să spun, nu pot să-i numesc oameni politici. Mai mult pot să-i numesc oameni răutăcioși. Oameni răzbunători și vă pot da mici exemple, dacă îmi permiteți, domnul primar. Mă rog. Nu încep cu răutăți eu. Dar o mică istorie și mi-a fost drag să urmăresc toate localitățile. Chiar urmăream și localitatea doamnei primar, unde oamenii chiar o vorbeze bine. Mă uitam înspre Rovinar, care este aproape de mine, și mă uitam și la Târgu Jiu. Să știți că suntem atacați din când în când de anumite persoane. Mă uitam la acel primar care a fost dat jos din funcție de la Fărcășești. Și când spun că a fost dat jos din funcție, să știți că a fost dat de anumite persoane cu interese. Și când spun acest lucru, să știți că acum cei din spatele camerei care urmăresc această emisiune îmi dau dreptate. Știu despre ce este vorba, despre care primar vorbiți de la... Vorbesc despre primarul Bălu. Despre domnul Bălu. Să știți că anumite persoane chiar au urmărit să-l dea jos. Nu a mai răspuns la cerințele unor persoane. Acel Chivu de la Rovinar, care cred că este la PNL. Da. Nu mai țin minte ce s-a întâmplat cu el. Nu a răspuns la comandă. A fost decapitat. Când spuneți comandă, la ce vă referiți, domnul? Păi vă spun ceva. Anumiți domni vin prin primării, prin instituții, se da. Mișcă. Da. Dacă nu colaborezi cu ei, spun că ești împotriva lor. Și acest lucru îți aduce prejudicii. Domne, adică oameni din sfera politică, nu? Sunt oameni care se învârt pe lângă sfera politică. Am înțeles. Sunt oameni cu interese. Oameni care din când în când se visează că ar putea să fie cuceritorii Gorjului. Dar, de fapt, poliția, presa îi scutură și îi aduc picioarele pe pământ și le arată că, de fapt, sunt oameni ca și alții. Mai mult presa, că... Eu să știți că am văzut de foarte multe ori și am încredere în poliție și în justiție. Și noi avem, am încredere în presă foarte mult. Și noi avem și încredere, sigur. Vă dau exemple. Într-una din zilele acestea, da? Nu știu cum să-i zic, că nu vreau să le jignesc. Mi-a fost prea aproape. Și mi-a fost prea aproape de farfurie. Spunea că cineva i-a furat proiectele. Nu se fură, domne, proiectele. Cum să-ți fure cineva proiectul? Cum să spui că ai ajuns să ți se fure proiectul? A venit cineva și ți-a intrat pe sub ușă, ți-a furat proiectul din sertar? Am înțeles. Vorbeați de, o să spun eu, ceea ce a anunțat domnul Weber, că i-a furat, domnul Filip spune că domnul Weber i-a furat proiectul. Nu s-a furat niciun proiect. Eu vreau, da. Vreau să vorbesc despre acest proiect cu autobuze și de asta am și venit în această seară să vă dau mici detalii. Este perfect. Da. Vorbim. Mici detalii, vă rog. Un minut durează. Păi o firmă de consultanță plătită de două primării. Da? Două primării care au făcut parteneriat. Orașul Rovinar nu putea să facă un proiect pentru autobuze fără Comuna Drăguțești. Comuna Drăguțești nu putea să facă un proiect fără orașul Rovinar. Un parteneriat destul de corect și destul de cinstit. Nu a muncit unul mai mult decât altul. Cel mai mult a muncit firma de consultanță care a fost și plătită. Nu poți să spui că cineva a furat proiectul sau nu poți să spui că, vezi, domne, ăla de peste graniță, ăla de la țară, nu știe să facă nimic. Nu poți să jignești consilieri și să spui că ai fost de nu știu câte ori în ședințe să le explici tu la alții. De fapt,
Dacă ne uităm în analele școlii și vedem mediile la purtare și mediile de la matematică, limba română și altele, sunt mai mici decât ale consilierilor mei din Comuna Drăguțești. Să știți că am oameni deștepți în Consiliu și chiar mă lau cu ei, mă mândresc cu ei. Nu contează de la ce partide sunt. Corect. Tot deci nu contează. Cel mai important lucru este că am auzit că același primar face un proiect pentru Comuna Drăguțești și ne aduce un buldo excavator. Îi mulțumesc din suflet, dar să spună cum a făcut. Cum a semnat acele contracte pentru primăria Drăguțești? Pe unde a umblat pentru acel buldo excavator? Spune, domnule, a făcut primarul de la Drăguțești poză cu buldo excavatorul meu. Acolo, asta voiam eu să vorbesc până la sfârșitul emisiunii, că mai avem timp. Știu, v-am văzut, aveți un buldo pe acolo, ați făcut tot felul de achiziții. O să vă spun, am foarte multe proiecte, da? Și vreau să vorbesc despre acest buldo. Doamna primar, vă rog să îmi cer scuze. Doar, nicio problemă, da, o să vă, da, vă rog. Să schimbăm subiectul. Da, vă rog. Fac parte dintr-un gal. Da. Când am câștigat mandatul de primar, am găsit instituția noastră, făcea parte din galul, corect, Sudului. Da. La acest gal s-au împărțit sumele egale între primării. 60.000 de euro pentru fiecare primărie. Fiecare primar a avut la dispoziție să-și aleagă proiectul de care credea că are nevoie în comunitatea sa. Unii și-au făcut școli, unii grădinițe, unii drumuri, alții și-au luat utilaje. Depinde ce, depinde ce necesitate avea. Și ce a permis. Da, și ce-ți permitea respectivul proiect. Da. Da? În niciun caz eu nu puteam să mă duc să fac un proiect pentru rovinari. Sau cei de la rovinari trebuie să facă mie un proiect. Este, da, aproape imposibil. Corect. Corect. Și de acolo pleacă povestea. Dacă greșesc undeva, doamna primar trebuie, da, să mă completeze, corect, da? Ce deci nu poate un primar din alt oraș, primar, din altă comună să... Consiliu pentru comunitate. Corect. Am avut o sumă, noi plătim. Fiecare instituție, fiecare primărie plătește o sumă la galul respectiv. Să știți, chiar mă gândesc să mă mut din acel gal. Și mă mut din acel gal pentru neseriozitatea care o are un om. Să spună că e galul meu sau să spună că e galul lui Nașu. Stați puțin. Dumneavoastră faceți parte dintr-un gal, dumneavoastră din alt, da, gal. Da. Sunt diferite. Da, și galul din care faceți dumneavoastră parte, cine, din cine mai face parte? Foarte multe comune. Ia dați-mi numele. Nu cred că le pot enumera pe toate, dar Negomir, Rovinari, Părcășești. Da. Suntem foarte... Toată partea asta de sud. Cred că aproape toată partea sudului. De asta știți ce și galul sudului. Galul sudului, da. Și dumneavoastră? Noi suntem gal Gilord. Gilord. Și aveți? Avem Cărbuneștiu, Albeniu, Roșia de Amaradia. Uh-huh. Și Cărburia. Sumele sunt diferite pe aceste galuri? Bine, sau fiecare? Sumele sunt diferite, în primul rând, după numărul de locuitori și numărul de primării care s-au asociat în acest gal. Am înțeles. Deci în niciun caz, cine mai spune de acum încolo că stabilește un proiect pentru o altă comunitate, înseamnă că e un micinos. Corect. Și nu pot să-i mai zic Pinocchio. Nu pot să-i zic Pinocchio, că i-au crescut urechile, nu i-a crescut nasul. Gepetto a greșit de data aceasta. Și cum o să-i ziceți dacă nu mai... Nu știu. O să-i zic, domnule primar, și respect, dar domnule primar, te rog frumos să-și el scuze în fața cetățenilor. Să spui că la Drăguțești nu s-a făcut absolut nimic, să știți că avem peste 11 proiecte, proiecte mari și proiecte cu care mă mândresc. Și chiar le mulțumesc angajaților primăriei și le mulțumesc consilierilor care ne-au votat și ne-au ajutat să ducem aceste proiecte la îndeplinire. E regulă. Vreau să o întreb și pe doamna Iliescu. Dumneavoastră ați făcut așa o introducere. Spuneți-mi ce se întâmplă la dumneavoastră în Comuna Prigoria. Adică, aș vrea să-mi dați, nu știu cum să vă spun, de la Târgu Jiu, lucrurile și la Drăguțești și la Prigoria se văd într-un fel. Dumneavoastră, primarii de acolo, le vedeți într-un fel pentru că vă loviți mult, sunteți acolo în mijlocul evenimentelor. Da? Ce anume e bine la Prigoria, ce nu e bine? Și aș vrea să mai fac o remarcă. Am un număr de telefon acolo afișat, 0353414410. Dacă este cineva și vrea să intre într-o legătură directă cu noi, poate să intre, este o dezbatere electorală, așa că nu avem nicio problemă, stăm de vorbă cu oamenii, sunt convins că sunt oameni care vă iubesc, oameni poate care nu vă iubesc, dar asta nu e o problemă, nu? Dacă... Spuneți-mi, doamna. Da, am preluat Comuna Prigoria în 2016. Sunteți primar tânăr. Da, sunt la primul mandat. Primul mandat. Și pot să spun că
A fost destul de grea trecerea de la cabinetul medical la biroul de primar și am făcut toate eforturile să fiu utilă în acest mandat, pentru că după 25 de ani petrecuți în acea comună în care mi-am exercitat profesia, am constatat atât eu cât și cetățenii că nu aveau o comună deloc dezvoltată. Primul asfalt în comuna Prigoria l-am turnat eu. Bine. Toate ulițele erau neasfaltate, un serviciu de alimentare de apă cu probleme, fondul funciar, o nebunie curată. Deci am realizat din prima zi, pot să spun, câte probleme sunt de rezolvat și am încercat cu calmul care mă caracterizează să iau prioritățile. Și în primele hotărâri de consiliu am depus niște proiecte la București. Aveți o majoritate în consiliul local? Nu, sau? Nu. Avem un consiliu format din 4 consilieri PNL, 4 consilieri PSD, 2 consilieri ALDE și un consilier de la UNEPR. Și vă trec proiectele sau vă mai da. Șicanează așa? În... Este firesc să vă șicaneze. Și șicane, dar... Cum să zic, am avut o discuție la începutul mandatului. Am hotărât ca fiecare să aducă aportul și să vină cu ideea care îi se pare constructivă pentru comunitatea respectivă și să nu facem politică în ședințele de consiliu. Sunteți o fericită. Sunteți o fericită dacă ați reușit să... Să coagulați nu așa un consiliu. Dumneavoastră, domnul Popescu, cum aveți consiliu? Consilierii, aveți o majoritate, aveți susținere din partea dumneavoastră? Am majoritate, o fac cu PSD-ul majoritatea, da? Cu un domn de la PNL, da? Câteodată. Păi cum ați luat din tabăra? Nu am luat, Iliescu, nu am luat. A venit dumneavoastră. Toți sunt prieteni, dar am discutat cu domnii consilieri. Fiind democrație, trebuie să mai fie câțiva și contra. Nu putem să mergem pe voturi de 100%, dar să știți că toate proiectele în Primăria Drăguțești au trecut. Au trecut. Da. Asta e important. Da. Chiar le mulțumesc pe această cale, că le-am spus, vedeți că o să merg la televiziune și o să vă laud. Păi îi așteptăm să sune. Doamna Iliescu, dar nu întâmpinați, adică știți cum e, în politică e cam politică. Eu dacă sunt PSD-ist și dumneavoastră primar PNL, parcă n-aș vota tot ce spuneți dumneavoastră, da, chiar dacă nu, e bine, știți cum e. Nu totdeauna trec la prima ședință unele proiecte. Dar vreau să spun că nu este vorba de proiectele cu greutate, cum v-am explicat, proiectele de drumuri. Am făcut un proiect pentru extinderea rețelei de canalizare, pentru că am găsit un proiect pentru stație de epurare și rețea de canalizare, dar era total insuficient și nefuncțional. Și atunci a fost nevoie să facem noi, actualul Consiliu, un proiect de extindere rețea de canalizare, care l-am dus aproape de final, l-am depus la finanțare. Din păcate, nu a fost privit cu seriozitate din partea celor care finanțează proiecte, respectiv partidul care a fost la guvernare, PSD, pentru că am încercat să le explic... Adică nu finanțează proiecte? Că sunt o grămadă de proiecte finanțate. Da, dar aici era o situație... Și nu partidul le finanțează, nu guvernul. Era o situație pe care eu le-am explicat-o. Era un proiect și este în derulare proiectul de reabilitare al drumului județean 675B, care trece pe raza comunei Prigoria
Și normal ar fi fost, eu având documentația făcută, proiectul depus, să primesc finanțare pentru rețeaua de canalizare și să nu fiu obligată să fac tot felul de modificări, da, sau amendamente. Cu la PSD, ce să vă fac acum? Suportați consecințele? Nu am fost niciodată membră păi PSD. Ce nu vă place? Uitați-vă la domnul domnul Popescu, este viitor membru sau ce sunteți în PSD, domnul? Momentan nu sunt. Când veți fi? Voie, dar, când veți fi? Vă spun ceva, eu mă pot lăuda cu foarte multe proiecte și nu pot să mai vorbesc că este doar implicat partidul aici și noi ca oameni trebuie să ne implicăm foarte mult și norocul. Zic, norocul de a ajunge la omul potrivit. Dar da, eu am o întrebare pentru dumneavoastră. Mi se pare sau este așa o bătălie, nu știu cum să-i spun, o bătălie surdă așa pe drăguțe. Știi? Care-i miza? De ce? Asta am observat. Comună... Ne-am trezit dintr-o dată că toată lumea își dorește prima la drăguțe. Da, o să fie o primărie în fiecare sat. Dar prin fiecare primărie o să trec. Adică ca primar. Își doresc. Este o comună foarte bogată. Da, de ce este bogată? O comună, este foarte bogată, oameni bogați. Da. Este o comună între două orașe cu potențial Târgu foarte mare, oameni foarte deștepți. Da. Aproape de Târgu Jiu. Da. Și este comună de gradul 2. Asta 5.000 de locuitori. Da. Și vreau să vă spun că în ultimii 2 ani și jumătate am accesat atât de multe proiecte și chiar le-am pus în lucru. În aplicare. Da. Încât alții zic că dacă o să ajung primar acolo, nu mai am ce face. Păi da, dar uite că e munca omului de acolo. Nu mai contează, domnul Dan, că ne albește părul, că ne îmbolnăvim, că ne pică părul, că nu mai suntem sănătoși, că într-o bună zi o să ne luăm pastile pentru inima. Cel mai important pentru ei se meargă să mintă oamenii, să-i dezinformeze, sunt... Asta e o artă, arta mințitului. Da. Dar, de fapt, clipul acela din... înaintea emisiunii noastră spunea ceva. Să avem încredere în oameni. Și eu am încredere în oameni, eu am iubit istoria. Nu o să mă dea niciodată jos decât dacă eu o să greșesc în fața oamenilor. Nu în fața lor. Acei oameni care la Rovinari vând mici, pleacă 10 inci de acolo cu o doamnă care are un cort, vinde mici pe acolo. Da. Vine cu ginerisul la Urechești și vinde la oameni gogoși. Are autorizație de a vinde gogoși? Că le vindea oamenilor gogoși și le spunea gogoși... Gogoși electorale? Gogoși electorale. Mulțumesc, doamna primar. Vă mulțumesc, doamna primar. Să spui că, de fapt, ăsta este cel mai frumos și cel mai bun pentru voi, ca să știu și eu că familia mea a acoperit un sfert din județul Gorj și noi ne-am așezat unde trebuie, suntem puși pe la primării, aranjați cu toată familia, o să luăm bani de la bugetul de stat, o să ieșim la pensie de acolo, o să mai dictăm. Unul se preface că e șeful mafiei, unul se preface că e șeful din politică, doamna de neînvins, deci lasă că ți arăt eu ție. Mai are puțin să mai meargă cu acatiste prin sat, păi sau pe la biserici. Și cu, e cu amenințări, cu dinastii grele. Da, dar din păcate m-au nimerit greșit. M-au nimerit greșit, asta zic și eu. Dacă era mai subțirel, mi-o luam de nu mă vedeam. Au și încercat, de fapt, credeți-mă, au încercat, dar nemilă. Spuneați că aveți o comună bogată cu oameni deștepți. Asta înseamnă că trebuie să existe și un anumit nivel de educație. Corect. Și luăm o scurtă pauză de publicitate. Totuși aș completa eu puțin. Oamenii sunt cei mai importanți aici. Exact. Ceea ce spuneați dumneavoastră că vin și vând gogoși, cred eu că oamenii știu și văd. Repet, că e doamna Iliescu, că sunteți dumneavoastră primar, fiecare om vă... Ne percepe într-un fel. Într-un fel, în funcție de ceea ce ați realizat sau corect. N-ați realizat. Corect. Așa că, indiferent de gogoșile vândute de doamnă, de domn, de cine le vinde, cred că realitatea e una, nu? Adică oamenii văd, bă, nene... Din păcate, domnul Dan merg pe asfalt și nu le mai pot spune oamenilor că le asfaltează. Asta e. Din păcate, asta într-un sat, ba gazele, le introduc gazele oamenilor și nu se mai spună mai că... Spună că bază. Așa? Într-un sat... Deja începe lucrările la apă, o să începe lucrările la apă, 33 de miliarde, un proiect destul de mare. Și nu o să mai spună, venim noi cu o stație de pompare a apei, că nu mai merge. Ei, urmează, și ușor, ușor, atacul la persoană. Acum atacul la persoană și vă spun ceva. Da. Mi s-a zis paznic. Nu am nimic. Adică, poți... în ce sens paznic? Nu știu, sunt paznic cu comunități. Asta zic, sunteți paznic cu comunității. Dar vă spun ceva, să le fie rușine. Că sunt și oameni care sunt paznici și acei paznici trebuie iubiți. Corect.
Este un serviciu, o meserie, o meserie. Nu trebuie să ne batem joc de oameni. Dacă unul e paznic, am mai auzit, ce stai bă cu femeia de serviciu de vorbă? Păi nu le e rușine. A, la asta se refereau? Păi sigur. Ei nu, sunt domn, zei cumva? Domn primar, dumneavoastră sunteți paznicul Comunei Drăguței și nu trec de dumneavoastră. Să-mi zică, sau trec greu. Să-mi zică oricum. Așa. Să-mi zică oricum. Și eu zic să le dea Dumnezeu sănătate. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat cu domnul Ion Dumitru Popescu, primarul Comunei Drăguțe, și doamna Iuliana Iliescu, primarul Comunei Prigoria. Nou în Târgu Jiu, City Bar and Josper Grill, o locație marca Ana. Te-am obișnuit de-a lungul anilor cu calitatea superioară. Menținem standardele ridicate și venim cu o locație nouă pentru clienții noștri. City Bar and Josper Grill, Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 17. Te așteptăm în fiecare zi cu specialitatea casei, platouri tradiționale, salate, pizza, băuturi alcoolice și non-alcoolice. City Bar and Josper Grill, Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, lângă Hotel Ana. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177, 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill. Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat. Ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu. Yatagan Kebab. Cea mai cunoscută șaurmerie din orașul tău te așteaptă cu ceva inedit. La Yatagan Kebab găsiți mâncăruri cu specific turcesc, pâine turcească, doner kebab, shaorma, pizza turcească, deserturi, baklava și mâncăruri românești. Toate acestea pregătite de un masterchef turc. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 116A, colț cu Gheorghe Doja, și în strada Eroilor, numărul 7, vis-a-vis de Hotel Gorj. Șaormeriile Yatagan. Gust și calitate! Bucurie rară dură în parte, lunele duminici pe la dus. Suntem olteni pe viață și pe moarte, suntem olteni, adică suntem. Vino sâmbătă, 2 noiembrie, începând cu ora 16, pe noul stadion din Târgu Jiu, să susții FC Universitatea Craiova, echipa de legendă. Noi ne păstrăm credința în inim lângă știința. Doar împreună vom reuși. Toată lumea la Târgu Jiu.
Am revenit la ora de știri, așa cum spuneam și la început, avem doi invitați, doi primari de comună. E vorba de domnul Ion Dumitru Popescu, primarul comunei Drăguțești, și doamna Iuliana Iliescu, primar comuna Prigoria. Dacă domnul Popescu este mai războinic, așa dă mai tare din coate, doamna primar Iliescu este mai liniștită, mai... mai liniștit, așa. Aveți motive, nu? Un candidat de care sunt sigură. Sunt ce candidat la președinție? Păi da. Păi despre cine vorbiți, doamna Ilis? Păi nu. Candidatul la prezidențiale din partea Partidului Național Liberal. Nu vă faceți că nu știți, că toată lumea știe. Cine? Vorbiți despre domnul Iohannis. Domnul Iohannis, actualul președinte. Domnul Popescu spune că nu va fi președintele României. Este părerea dumnealui, dar... Eu vreau să vă spun ceva, făcând sport, practic în sport o viață de la 12 ani, am spus că locul întâi se decide după terminarea meciului. Corect. Până atunci este o competiție. Știți că nicio problemă, dar asta nu înseamnă că nu simți puterea candidatului și șansele... În ceva. Dar de ce spuneți dumneavoastră că ar trebui să câștige PNL-ul competiția asta la prezidențiale? Ce arăta PNL-ul de-a lungul anilor, de-a lungul timpului? Păi, PNL-ul de-a lungul timpului a fost în permanență un partid pe scena politică, da? Pe scena politică a fost și UDMR-ul, nu? Nu a fost pe scena. Din 90, din 90 sub o formă sau alta, sunt prezenți acolo, pe scena politică. Dar nu am fost efectiv la guvernare niciodată, totdeauna scena politică a fost dominată de PSD, nu mai este niciun secret pentru nimeni. A avut-o și pe de-a lungă de timp, au fost. Deci dominată a fost de Partidul Social Democrat. Iată că ne aflăm după 30 de ani într-o situație... A zice eu, la răscruce de vânturi, încotro o ia România, apropo de întrebarea dumneavoastră, avem o țară, ce facem cu ea? Avem o țară frumoasă și bogată, exact cum este și comuna domnului primar, dar din păcate, nu, ca să-l parafrazez, dar din păcate, frâiele acestei țări de-a lungul timpului nu au... condus spre dezvoltarea României. E adevărat, am meritat un loc fruntaș în Uniunea Europeană, dar asta a fost situația. De ce susținem candidatul Partidului Național Liberal? Domnul Klaus Iohannis are un mandat în spate de președinte. A dovedit echilibru în exercitarea funcției, a înțeles perfect ce înseamnă funcția de președinte al unui stat, da, și reprezintă... Astea cred că v-au sunat de la partid și v-au spus... Eu nu pot să învăț ceva de la cineva, nu pot decât de la mine din cap, ca să ne înțelegem. Ia întrebați-l pe domnul Popescu, când are un proiect, cum dă din coate, pe unde dă din coate, și eu nu mai am poate dat dumnealui că ăla-i penelist, că ăla-i PSD. Mă scuzați că vă întrerup. Eu vreau să vă spun așa, nu știu ce se va întâmpla în țară, dar știu că la Drăguțe, și ascultați-mă, nu fac niciun fel de ironie și nu sunt ironic când vă spun. Lumea votează cu PSD-ul. Deci nu glumesc când vă spun acest lucru. S-au plimbat unii cu fulare pe gât, nu mai țin minte culoarea. Nu sunt daltonist, dar nu vreau să spun culoarea cu care s-au plimbat. Și i-a înjurat lumea de a lua naiba. Avea o culoare. Au primit o lecție. De la oamenii, să știți că oamenii între 50, 70, 80... sunt oameni care au trecut prin foarte multe greutăți în viață. Corect. Și sunt oameni care au participat... Și mai au încă greutăți. Da. Sunt oameni care cred că fac parte din istoria noastră. Și știu foarte clar și nu putem noi, nu pot eu, Popescu, să merg la poartă la un om și să-l influențez. Nu pot să merg la doamna primar să o influențez cu cine să voteze. Apropo, pe la dumneavoastră, ce culoare aveau fularele? Au trecut cu fulare și pe la dumneavoastră prin Prigoria sau încă nu? Eu am o echipă de campanie care poartă tricouri galbene și șef. Și la mine va fi această culoare.
Păi și PSD-ul nu joacă acolo la dumneavoastră în Prigorie? Da, e bine spus, joacă. Joacă? Doar joacă. Am înțeles. Și nu le dați și... Nu duceți niște voturi și în PSD așa nu lăsați să scape? Va fi... adică nu, ne vom urâ sincer în această campanie. Nu vă transferați la PSD ca să fie conducerea PNL liniștită? Nu mi-am propus niciodată. Consider că este bine ceea ce fac, ceea ce gândesc. Da. Este în folosul cetățenilor. Nu știu cum a fost la Drăguțești, nu am urmărit... istoria politică, ce... La Drăguțești bătălie, nu vedeți că toată lumea... Da, da bătălie o să fie la, în fiecare comunitate. La bătălie politică, că politică, o să înțeleagă iar alții că eu mă pregătesc, nu am mai fost nici la sală. O să fie în fiecare comunitate. Vreau să spun altceva, domnul Dan. Da. Nu trebuie să ajungă oamenii la supărări personale pentru politică. Am văzut în decursul anilor că s-au făcut alianțe și te ceri cu un prieten care, iubește un partid sau crede într-un om și peste o săptămână sau două te trezești cu el la masă și nu cred că mai sunt cuvinte de împăcare. Asta e o politică civilizată, domnul Popescu. Noi, ca român, cred că, ca nație, noi nu suntem niște oameni care am ajuns până la nivelul ăla încât să facem o politică... Vorbeam cu dumneavoastră și spuneam că a dispărut varul de pe spate. A dispărut varul de pe spate și parul de după gard. A dispărut parul de după gard. Atâta timp cât putem să mergem la o școală, să învățăm, putem să privim la televizor. Mai pătimași. Lăsați-i că aia care sunt pătimași nu ajung unde trebuie. Vă laudă câțiva oameni pe aici, cel puțin pe cea de Facebook. Vă laudă pentru realizări, pentru implicare și așa mai departe. Ce realizări aveți? De când sunteți primar, domnule? Sunt primar de 2 ani și câteva luni. Mai puțin decât doamna. Mai puțin decât doamna. Un an l-am avut de practică, am fost viceprimar cu atribuții de primar. Vreau să spun că mi-am luat cele mai multe palme în acel an. Deci ajunsem la un moment dat să mă gândesc dacă o să răzbesc vreodată în viață. Ce realizări aveți? Spuneați în pauza publicitară. Pot să încep cu satul nou. Introducem gaz. Nu, haideți să începem cu ce mi-a spus în pauza publicitară. Ce grupe de copii, că mie îmi place. Vorbim de sport și vorbim și de cultură. M-am implicat absolut în tot. Vreau să începem cu sportul și vreau să vorbesc acum de echipa mare de fotbal, care a fost reînființată de mine. Am adus terenul de fotbal la un stadiu destul de plăcut și vreau să îi anunț pe toți locuitorii din comuna Drăguțești că am un proiect. Terenul ăla din spate, la Drăguțești. Terenul care fusese concesionat de anumite persoane și nici măcar n-au fost în stare să-și plătească taxele pentru acel teren. Acel teren a fost reziliat și a revenit instituției noastre. Este al primăriei. Se joacă fotbal. Acum am un proiect cu bază sportivă, vestiare, nocturnă. Este un proiect în derulare, da? Da, este un proiect în derulare. Mulțumesc domnilor consilieri că au votat în această seară pentru acest proiect. Astă seară s-a votat și le mulțumesc din suflet. Da? Chiar dacă au mai fost mici discuții, dar discuțiile acelea sunt benefice pentru noi toți. Corect. Vreau să vorbesc de echipa de copii, acei copii de 12 ani care sunt înscriși în acea competiție Cupa Satelor. Da, aveți echipă de seniori, echipă de juniori? Nu, de copii? Avem echipă de seniori, da. Iar echipa de copii este o echipă formată din copii din cadrul școlii Drăguțești. O selecție micuță făcută de domnul director și domnul profesor de sport. Prima participare a noastră a fost cu echipa de la Mușetești. Da. Am învins cu 6-1. Este un turneu, am înțeles. Este un turneu, da. Și vrem să vedem cât de departe putem să ajungem cu acești copilași. Deci participă din toate primăriile? Da. Unele primării care s-au înscris. O parte din primării nu s-au înscris. Da, corect. Da, dar suntem foarte mulți care ne-am... Da. Asta e un lucru bun. Dacă și e pentru, copii, pentru deschiderea acestui campionat, pentru început s-a jucat la Drăguțești. Premieră. Ați deschis... Da. Chiar le mulțumesc copiilor care au venit și au participat la această competiție. Mă mândresc cu acești copii și ei sunt viitorul nostru. Întotdeauna trebuie să privim înspre copii și nu înspre noi. Corect. Cu ce vă mai laudați, domnul Popescu? Eu le notez, să știți, până acum mi-a spus două lucruri. Vă rog, vorbim de cultură și plecând vorbim din... Vorbim de cultură. Vă rog. Am făcut un contract cu Școala Populară de Artă. Da. Avem 3 profesori care ne pregătesc copiii
în ale muzicii, dansului și cred că cultura nu trebuie să fugă din acea comunitate. Să știți că tot în acest proiect cultural, școala de la Iași, am reabilitat-o și o transform în centru de cultură. Deja am primit toate avizele de la București, din școală s-a transformat în centru de cultură, redeschid școala Popescu, care este făcută de învățătorul Popescu în anul 1864. Școala e de la Iași, de ce? Școala de la Iași. Deci o școală cu tradiție și o școală care, prin care au trecut foarte mulți copii și copii care au învățat carte. Foarte. La începutul anilor, să știți că a fost Comuna Iași. Da, știu. Da. 1968 se unifică toate satele și se ajunge la Comuna Drăguțești. Vorbind de partea culturală, să știți că sunt primul primar care a venit și a făcut prima ediție în Comuna Drăguțești pentru zilele comunei. Cea mai mare plăcere și cea mai mare dragoste față de oameni, aceasta este. Să poți să-i aduci într-un loc, să poți să-i aduci la discuții. Să știți că nu, oamenii nu vin pentru băutură și mâncare. Oamenii vin să se întâlnească. Am organizat Hora Satului. Da. La diferite sărbători. Da, am fost și eu odată acolo, foarte frumos. Din păcate, acum, da, în ultimele luni, a început campania și nu mi-am permis să fac o horă într-un sat, la Tâlvești, la un exemplu, să nu zică lumea că îmi fac campanie cu o horă. Nu am vrut să fac acest lucru. Bijmanii politici. Nu, oameni. Apropo de acest lucru, și o să mă întreb și pe dumneavoastră, vin oamenii la ușă la dumneavoastră, doamna Iliescu, cu probleme. Oamenii simpli. Cum să nu? Cum să nu? Eu vreau să vă spun că eu nu am un birou. Cum adică nu aveți un birou? Da. Stau exact acolo unde oamenii vin să-și depună cererile la birou cu cetățenii. Știu în fiecare zi ce care oameni vin și cu probleme. Ce probleme. Care sunt principalele probleme cu care ar veni oamenii la dumneavoastră, cu care vin oamenii? Cele mai importante, așa, dacă ar fi să le clasificăm. Cele mai importante, două, trei. Da, este... Aș zice eu, prioritatea numărul unu, problema fondului funciar. Adică pământul. Pământul, da. Suntem mari iubitori de pământ. Și n-avem ce face cu el. Și... Îl lăsăm nemuncit. Sau îl muncesc oamenii acolo? Nu, sunt destule terenuri libere, nemuncite. Nemuncite, da. Tinerii au plecat în străinătate să-și găsească un loc de muncă bine plătit, iar bătrânii nu reușesc. Să știți, odată am fost la, nu știu ce zi a fost domnul primar, în vară. Ați avut acolo în pădure, nu știu ce era. Zilele comunei, da. Așa. Am ajuns pe acolo, să știți că am văzut foarte mulți tineri. Sunt foarte mulți tineri și îndrăgostesc, să știți că foarte mulți au cumpărat teren. Chiar vedeam la doamna primar o problemă pe fond funciar. Da. Vreau să spun că am cea mai bună echipă din județul Gorj pe fond funciar. Am trei cadastriști care zbârnăie pe românește. Ascultați-mă, am eliberat peste 200 de titluri de proprietate. S-ai promutat și doamne, auziți. Credeți-mă că am făcut o selecție și am alergat, chiar alergam pe la domnul Diaconescu, pe la prefectură. Da, da. Acum 2 ani mă plângeam la dânsul. Și am, nu mai știu în ce parte să o iau. Nu puteam să eliberez un titlu de proprietate oamenilor. Am eliberat anul trecut 175 de titluri de proprietate, anul acesta 200 de titluri de proprietate și încă mai lucrez. Până când s-a blocat? Pe forestier. Dar eu pot să le eliberez oamenilor și să vă mai spun ceva. Am acel program cu cadastrare gratuită. Da. Da. Până în momentul de față am 750 de terenuri măsurate. Le avem în lucru. Am început din satul Iași Urechești, ne îndreptăm înspre Drăguțești. Am cadastrat domeniul public al Comunei Drăguțești. Deci a fost cel mai important lucru pentru noi și să știți că nu putem să atragem niciun fel de proiect fără cadastrat. Corect. Da. Eu acum sunt cu un pas înaintea tuturor. Apare un proiect pentru Căminul Cultural, care deja eu l-am băgat. Și să știți că am proiect și pe Căminul Cultural. Ce proiect aveți pe Căminul Cultural? Reabilitare Cămin Cultural. Căminul Cultural de la Iași. Se mai folosește, domnul primar, Căminul Cultural? Da. Nu se mai folosește. Eu vreau să am un Cămin Cultural cu o sală de cinema. Pentru evenimente la țară nu ai alte posibilități. Să știți că lumea a folosit Căminul Cultural și chiar le mulțumesc oamenilor că au încredere.
Și căminul acela cultural a fost făcut din cu mâinile oamenilor. Păi au asta, avut asta normă. Spun să știți că știu căminele culturale așa prin țară, prin alte comune care sunt în paragină. Din păcate. Din păcate. Din da. Păcate. Din păcate. Mi-am dar dacă când eram copil mai mergeam la câte un dacă bal, citeau puțin sau istoria acelor cămine culturale, da. Acei primari n-ar fi trebuit să părăsească acele clădiri unde s-a lucrat cu mâna. De exemplu, la căminul cultural de la Iași au adus cu carul piatră de la Runcu, cu boi, au adus acei romi, da. Oameni de etnie romă, să facă cărămida. Iar oamenii din comuna Drăguțești aveau normă zilnic să zidească câte un rând de cărămidă. Era un om care le norma. Era un șef acolo care urmărea acea construcție. Iar noi nu putem să ne batem în joc după 40 de ani, să spune, domnule, nu mă mai interesează, sau 50 de ani, sau 60 de ani, cât are fiecare cămin. Corect. Să ne bate în joc. Nu mă mai interesează ăsta, lasă-mi nu, face o mare greșeală. Aveți un cămin din ăsta la Prigoria? Nu, n-a avut niciodată Prigoria. Cămin cultural, am proiect. Da? Și am făcut studiu de fezabilitate, am depus documentația la CNI, Compania Națională de Investiții. Este o comună mai puțin, mai slăbuț financiar, nu? Da, la noi taxele și impozitele sunt în jur de 5 miliarde 6 pe an. Numai prin finanțări externe, guvernamentale, fonduri europene, am reușit și eu prin galul acesta Gilord, un proiect pentru centru social. Se lucrează, la anul va fi gata și îl vom da în funcție. Am primit la loteria pe Uniunea Europeană un proiect pentru internet gratuit. Am de instalat 10 puncte de internet gratuit în comuna Prigoria, un proiect de 15.000 de euro. Am acel proiect de 7 km de drum care se apropie de final, un proiect iar la fel de 40 și ceva de miliarde. Pe fonduri locale m-am ocupat de școli să funcționeze în bune condiții. Aveam o școală la Negoiești care era aproape dărâmată și pur și simplu mi-era și jenă și frică să mai duc copiii acolo. I-am transferat pentru o perioadă la Călugăreasa. Eu tot am o nedumerire. Cu ce bani rezolvați toate lucrurile astea? Serios vă întreb. De exemplu, unele drumuri le-am prins pe situații de urgență. Am făcut raport și am primit fonduri de la guvern și le-am rezolvat. Acei 7 km de drum am primit banii de la PNDL. Pentru centru social am primit de la GAL. Pentru internet gratuit pe fonduri europene, de la Uniunea Europeană. Așa că am... Sunt variante. Exact, sunt variante și eu nu am scăpat nicio ocazie să pot să aduc niște bani în comună. Foarte bine ați făcut. Domnul primar, dacă sunteți mai aproape de Târgu Jiu, cred că vă salută lumea. Ia uite, salutări domnului primar. Îmi spune cineva, nu îmi spune mie, dacă pleci la drum cu... Of, mă descurc mai greu cu... Dacă pleci la drum cu oameni care s-au plimbat pe la toate partidele și care au fost cu toți primarii... cu toți primarii, nu faci nimic, pentru că oamenii și-au pierdut încrederea. Dacă nu te văd azi cu unul, mâine cu altul, ce încredere să mai am? Așa că, domnule primar, stați că fuge, vedeți cu cine plecați la drum. Corect. Îi mulțumesc acestui om și, sau doamnă ce este. Este o doamnă, da. Da. Îi mulțumesc pentru sfat și o să iau seama. Oricum, vă mai spune cineva bun primar, vorbește de amândoi. Vreau să vă spun de satul Urechești, unde am o școală pe reabilitare, da? Am o grădiniță cu program prelungit în satul Drăguțești. Da? Am o stație de... Aveți copii? Că da, știți că e o problemă cu natalitatea. Serios vorbesc. Anul acesta s-au născut foarte mulți copii. Ne apropiem de 40 de copii. De copii. Bravo. Da. Cel mai rău an pentru comuna Drăguțești a fost anul 2015 înspre 2016. S-au născut 5 copii, din păcate unul a decedat. A fost cel mai rău an pentru comuna Drăguțești. La dumneavoastră, doamna Iliescu, cum stați cu natalitatea?
Sau e un sat mai îmbătrânit, așa mai spune? Comuna Prigoria se compune din 7 sate. Da, avem sate cu o medie de vârstă ridicată. Exact în satul Zorlești, unde am decis amplasarea acelui centru social, dar avem satul Bucșana, care are o populație de aproximativ 1000 de cetățeni și unde este și foarte mult tineret și acest lucru este echilibrat. Acest lucru ar trebui, susținut, ar trebui... Ar trebui să avem mai mulți tineri acolo. Asta și, nu numai la Dumnezeu, și mă încerc să fac, atâta timp cât asiguri condiții decente de a trăi în comunitate. Corect. Cu siguranță vei atrage familii de tine. Chiar văd că vin la primărie bătrâni care își transferă proprietățile copiilor și nepoților și întreb... Nu. Asta deci în intenția de a-și construi o proprietate în comuna Prigoria și de a se stabili acolo. Da, vă spuneam că am vizitat comuna dumneavoastră, la dumneavoastră sunt mulți tineri. La noi s-a schimbat, în primul rând am schimbat iluminatul public, avem camere de supraveghere, vă vorbeam de acea stație de pompare de 33 de miliarde bani vechi, da, cu foraj în fiecare sat. Voi suplimenta apa în fiecare sat din comuna Drăguțești. Și când zic în fiecare sat, avem așa, satul Ureche, satul Iași, Cârbeștiu, Tâlvești, unde de fapt acolo se construiește marea stație. La Tâlvești se construiește. Și vreau să spun pe scurt, avem asfaltare și ni s-a aprobat și canalizare. Deci avem foarte multe proiecte în comuna noastră. Metru pătrat. Am înțeles că în comuna noastră se vinde cu 12 euro. Gândiți-vă că asta este o creștere economică pentru toată lumea, da? De la 2 euro s-a ajuns la 12 euro. Asta înseamnă că primarul actual s-a ținut de cuvânt și a început să îmbunătățească condițiile de viață și de trai ale oamenilor din comuna Drăguțești. Și asta îmi spune totul. Oamenii au încredere și le mulțumesc pentru încrederea acordată. Acum vă mai spun și eu ceva. După ce ați spus toate lucrurile astea cu proiecte, cu alea, acolo sunt bani. Unde sunt bani, este și bătaie, domnul primar. Bătaie, puneți dumneavoastră ghilimele. Chiar spunea un domn, prostul ăsta aleargă și face proiecte și noi o să venim. Da, noi o să venim să luăm primăria. Da, să știți că e bun apelativul acela de paznic. Da, spuneți că sunteți paznicul comunei. Comunei Drăguțești, domnul primar. Iubesc atât de mult. Iubesc atât de mult comuna Drăguțești și iubesc oamenii din comună. Încât o păziți cum trebuie. Încât nu o lasă să-și bată alții joc care în decursul anilor au avut lucrări în comuna noastră și și-au bătut joc de banul public. WC-uri la Tâlvești, la școală, făcute pentru Casa Piticilor. Iar omul acum merge și candidează. Le spun oamenilor din Tâlvești că acel om care se dă că e tinerel și este mai mic cu un an decât mine, a construit toaletele de la Tâlvești și a bătut joc de copiii din Tâlvești. A încasat sume de bani. A lucrat cu foștii primari. Cu primarul actual nu poate să lucreze și, de fapt, s-a întors împotriva primarului. Îi aștept la Drăguțești pe toți și mă rog pentru binele lor și pentru sănătatea lor. Și să le dea Dumnezeu minte cât se poate de mult. La urmă, faptele. Domnul primar, eu am înțeles că dumneavoastră nu aveți candidat la prezidențiale de susținut, ca să vorbim numai candidat și vă spun ceva. Pe cine susțineți? V-am spus ceva. La Drăguțești, da? PSD-ul merge cu doamna Viorica Dăncilă. Am înțeles. Și la Prigoria doamna a zis că tot cu doamna Dăncilă merge. Nu, pare. Dar am înțeles. Vreau să vedem finala. Și nu în ultimul rând, că vreau să menționez acest lucru, îi mulțumesc domnului Cosmin Popescu și domnului Weber pentru ajutorul care mi l-au dat. Dumneavoastră. Deci le mulțumesc acestor oameni. Chiar m-au ajutat în comuna Drăguțești. Am înțeles. Suntem la final. Eu le urez baftă tuturor candidaților, am făcut sport. Nu vreau să le transmit altceva, că oamenii mi-au transmis mie și mi-au zis. Mesajul vine de la oameni. Au spus în felul următor, să le spuneți oamenilor că noi votăm cu PSD-ul. Doamna primar? Eu îi invit pe toți cetățenii din comuna Prigoria la vot. De când au primar liberal, au putut să observe
dezvoltare în comuna Prigoria. Înainte a fost primar PSD 20 de ani. Nu avem ce face, domnule primar. Am înțeles. Așa, și sunt convinsă că vor susține candidatul Partidului Național Liberal. Bineînțeles, cu excepțiile democrației. Corect. Nu pot să impun nimănui să voteze. Da, am o întrebare, da, apropo de acest lucru, am o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Există așa o normă pentru un primar? Adică, domnule, trebuie să-mi scoți 20, 50, 1000 de voturi, 30, 70? Da. Sau fiecare primar... Ar fi o minciună, domnul Dan. Nu. Ar fi o minciună ca eu să merg... Tocmai spunea că rezultatul se va ști. Ar fi o minciună ca eu să merg... undeva la un partid să spun vedeți că din partea mea aveți 1000 de voturi. Da, da. E o minciună. Vă spun pentru iar că cine mai există, mai există sume primari de care fac asemenea lucruri. Poți să estimezi mergând în campanie. Asta, cam, altă treabă, să estimezi dar domne, cam nu atâtea... Da. Faci așa ca la piață. Probabilități atât. Probabilități. Okay. Probabilități. Mulțumesc tare mult pentru și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația. Ce să zic, e campanie electorală. O campanie liniștită. O campanie foarte și liniștită, să dea Dumnezeu ca în următorii ani să fie să bine. Fie bine pentru toată lumea. Asta e important. Să fie lumea liniștită, să fie lume sănătoasă și oameni bogați. Să știți că îmi iubesc îmi iubesc țara atât de mult. N-avem spitale, doamna Iliescu. N-avem, da. Unde sunt spitalele? Unde avem? În România sunt spitalele, da. Dar din păcate eu care vin dintr-un sistem... Și de ce spuneți că nu le avem? Că nu. Eu am văzut, sunt spitale. Să avem spitale cu servicii de calitate pentru cetățeni. Da? Păi și de cine ține acest lucru? De ministrul sănătății, de exemplu. Ce treabă are ministrul sănătății? Dumneavoastră ați fost doctor, adică să nu spuneți că vă exercitați meseria în funcție de ce făcea ministrul sănătății. Adică păi nu meseria făcea e meserie. Nu e adevărat. Asta vă spun. Nu e adevărat. Deci, ca orice instituție, dacă este manageriată... Am zis de să un... vă provoc așa puțin. Nu pot. Nu? Deci, sunt convins să-ți în primul rând, noi ca oameni, mă scuzați, și... doamna doctor, în primul rând, noi ca oameni, trebuie să învățăm să acordăm primul ajutor acelui om care aflat este picat pe stradă. Aflat în nevoie. De multe ori trecem pe lângă oameni și spunem este beat sau este leșinat. Asta de nu știu ce. De educație, trebuie să ne aplecăm la acel om care este într-o stare critică. Mm-hmm. Trebuie să învățăm acest lucru. Și să nu uităm că noi, ca români, suntem cei mai iubitori oameni. Să nu uităm acest lucru. Și nu politica ne dezbină. Răutatea ne-a dezbinat întotdeauna. Gata, încheiem emisiunea că îmi fac colegii semn. Mulțumesc tare mult, și noi vă mulțumesc multă baftă și să aveți realizări acolo în comunele dumneavoastră, că asta e cel mai important. Când ieșiți pe stradă să dați mâna cu oamenii și să fie oameni. Exact, asta e cel mai important lucru. Până la urmă nu contează partidul din care... E adevărat, e important că te sprijină, nu te sprijină, te susține, te... Dar cel mai important, omul își lasă amprenta, adică dumneavoastră. Cam atât pentru această seară. Ne vedem cu siguranță joia viitoare. Probabil va fi ultima emisiune din prima parte a campaniei electorale, că vor fi și prelungiri. Sunt convins de acest lucru. Repet, cetățenii României trebuie să stea cu ochii și să analizeze fiecare candidat în parte, fiecare, eu știu, cu realizările lui sau nerealizările lui, să vadă care sunt motivele și să voteze așa cum le dictează conștiința și să voteze pentru binele lor până la urmă. Seară bună tuturor, ne vedem joia viitoare. Până atunci, toate bune!